Prim divizionarea de handbal masculin, SCM Politehnica și-a prezentat joi lotul în vederea noului sezon al Ligii Naționale, care va debuta în 5 septembrie. Evenimentul de la Sala Constantin Jude a inclus concursuri cu premii, poze și autografe cu jucătorii. Vine și sâmbătă la Timișoara, al Violeții de pe Semicerc, vor susține două partide de verificare, ambele cu CSM Școlar Reșița. În 24 și 25 august va avea loc Cupa Politehnica, alături de Minaur, Metaloplastica și un adversar ce urmează a fi stabilit.